În acest episod am petrecut 3 ore în Minecraft Multiplayer pe serverul Ruby Adventures. Am început prima oră în explorarea orașului, am fost întâmpinat de locuitorii săi și de o priveliște fascinantă. Ok, hai să nu irosim timpul și să trecem și la tărâmul nostru. Pot să plec de aici? Glumesc și eu, dar tipul ăla chiar m-a speriat. De nicăieri. Nu vine să cred. Hai să începem un pic aventura pe aici. Perfect. Deci ne facem aici un crafting table. Bun. Și oare dacă bat scheletonul ăla îmi dă ceva? Sau s-o despaunat de acolo? Aș risca sar pe el, dar nu știu ce să zic. Bun. Hai să vedem. Ne upgradăm rapid uneltele. Și cred că mă uit pe să vedem ce mai avem prin jur. Ne-ar trebui ce drept și niște mâncare. Ia să vedem ce se întâmplă pe aici. Mai este scheletonul ăla? O dispărut? Mega curios. Nu-l mai văd pe aici. Cred că suntem safe momentan. Mă gândesc că o să mă bag aici pe niște mâncare. O să pun aici cât să nu irosesc chiar toate animalele pe realm. Ne dorim să ne păstrăm cât de mult posibil animăluțele, să facem niște ferme mai încolo. Dar la început chiar ai nevoie de mâncare. Bun, niște cărbune, perfect. Și ne putem face niște furnale. Da, ia să vedem. Nu ne-au spawnat? Ăsta e capătul borderului. Ok. Deci aici e limita. Și ia să vedem cât se lungește. Olei, duce ceva. E destul de mărișor din ce văd. Avem spațiu nelimitat, deci cred că putem să invităm și câțiva abonați pe aici să joace împreună. Și poate ne ream aici tărâmului Brown Branda. Mai prăjim aici un pic de mâncare și plecăm în căutare de peșteră. Sau? Ăsta e începutul unei peșteri, după cum arată. Oh, uite, emerald. Asta da peșteră. Și-a venit noaptea. Mega curios dacă putem dormi, deși nu cred. Putem testa. Ar fi interesant. Deși cred că fiecare realm e separat. Ia să vedem. Sweet dreams. Putem dormi oare? Oh, let's go! Altă viață. Și o să se ducă. Și o să se ducă. Cât de sus se duce? Bă, noi scaflăm. Duce mult? Da, nu știu, în momentul de față, tot ce vreau e să văd dacă tipul ăsta o dispor. O 7 pentru păiajen. Ia să vedem. Avem aici o peștere sau nu? Trebuie să o dăm pe aici. N-aș vrea să mă duc prin partea asta, sincer. Dar bănuiesc că dacă nu avem de ales, ne craftăm niște uși. Uite fir, let's go. Hai să mai explorăm pe aici. Uite lapis. Putem oare lua lapis cu pickaxe-ul de piatră? Că am uitat. Zic că putem. Da, mă, putem. Let's go. Bun. Dacă am dat și noi de o peșteră pe aici. Ia să vedem. Să fie asta? Man, nu ne duce în adâncuri. Păcat. Mai căutăm ce. Nu ne oprim așa ușor. Dacă nu, merge și ne facem o manuală. La urmă, tot alea sunt clasicele. Bine atunci. Hai că ne creăm aici o mină și vedem. Sper să nu dureze așa mult. Greu e să faci și o scară din aia clasică. Mai ales după ce te-ai învățat să cauți mereu câte o peșteră, să te întorci înapoi la basic, un pic greuț. Îmi amintesc că încă când era stratul de... Magie. Am descoperit locul magic pe tărâmul rubinelor. What? Quest completed. Daily quest. Eco skill defense. Ce? Avem skill-uri? Bun, atunci, păi, hai că îmi fac aici o torță. Vreau numai să pun unde e intrarea, ca să știu unde să mă întorc. Și puneți că ne punem un pic pe treabă. Mai explorăm aici. Ne-am completat daily quest-ul și nu știu exact ce face eco skill-ul, dar vedem pe parcurs. Acum când sunt și noi într-o peșteră, este mult mai ușor și cred că o să găsim diamante rapid. Și hai să vedem ce avem aici. O rafină din aia clasică. Lol, n-am mai văzut una din asta de generații. Dar n-aș vrea să mă trezesc nici cu un creeper în cap. Deci o să am mare grijă. Văd deja un creeper acolo. Nu e cel mai bun început. Vreau să scap de el, domnule creeper. Perfect. Mă duc și eu fără armură în mină. Sunt nebun. Hai să facem un pic de armurică. Ne îmbogățim pe fier, dar diamante încă n-am găsit. Ai, ce split-ul ăla? Momentan ne luăm catrafusele și mergem un pic mai adânc în mină. Păi, dacă am zis că ne dăm mai adânc în mină, cum am uitat la Enchantment? N-am idee. Am o idee. Cred că a fost din atenție, dar... Prima perlă? Ia să vedem. Și un bloc de gres. Asta da raritate. Chiar la început. Hai că mai am un pic de experiență. Cred că mă întorc un pic în spate. Că dacă bine mi-amintesc eu, undeva în partea aia se adâncea min și poate duce și la stratul de diamant. Uleu, ce aici? Mi-e frică să avem un respawn point aici. Ne mai luăm aici tot ce trebuie. Ok, văd locul ăsta chiar e bun de mină. Dar are o grămadă de monștri. Asta e adevărul. Cum îl fac pe ăla să se apropie de mine? Haide, micuțule.
Haide. Hai mai aproape. Ia, poate îl fraieresc. Ia. Oh, let's go. Nu știe să țintească. Gata. Suntem safe momentan. Ah, și s-a dus și safe-ul. Ok, deja vine armata de creeperi. A început războiul pe aici. Hello. Ia să vedem. Am omorât unul. What? Ce caută tipul ăla? Ce, ați să mă duc să mă bat cu el? Am primit o comisie? Craving rewards. What? Am primit ceva? Nu cred. Habar nu am ce se petrece, dar mega, mega curios. Nu riști, nu câștigi. Da. Haide. Câtă viață are? Bro, nu cred. Viață trebuie să aibă schelet. Un gold coin? What? Și ce fac cu gold coin-ul ăsta? Bă, nu e scăl păstră momentan. Destul de interesant. Ia să mai am o privire. Văd că mina se tot adâncește, dar eu am ce după diamante. Hai să nu ne uităm la Nenea Enderman. Vreau să scap de creeper. Și... ia să vedem. Primul diamant. Let's go. Ăla-i. Dar din păcate e un singur diamant. Nu-mi vine să cred. Oh, stai departe. Un singur diamant și cam atât. Man, vroiam mai multe diamante. Ia, poate mai este undeva pe aici. Doar ăla singur? Văd că mina se mai adâncește, deci... nu, cred că se merită risc un creeper pe acolo și cine știe de unde mai apar. Asta da experiență prin mina. Am strâns primul diamant. Acum mă pot întoarce și la suprafață. Bun! Înapoi la suprafață. Altă viață. Am un pic de aer proaspăt. Hai să ne stabilim aici un mic camp. Și să vedem ce se petrece. Două chesturi. Și avem... punem toate itemurile aici. După care le sortăm. Și cum nu avem o fermă pe aici... adică nu avem un sat, scuzați. Trebuie să începem noi o fermă. Ha, asta o să fie o mică durere în spinare. Că nu avem suficientă mâncare. Asta e adevărul. Dar, hei, și asta e un început. E timpul să facem o mică fermă din aia. Blanao de început. Creștem și noi niște wheat pe aici. Spargem un pic locul ăsta. Să aibă loc. Și dăm. Nu ne oprim. Bun, 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 bun. Ok. Și avem o singură sămânță. Am găsit un vizitator dornic de a se alătura tărâmului meu. Yo, Seven! Salut, salut! Mă, sunt frumos, frumos skin. Nu poate să crească și asta mai rapid? Poți să-i fac torc? Nu poți să-i fac torc. Deși stau cam prost cu mâncarea. Ia să vedem ce mai putem ciorpi de pe aici, de pe tărâm. Cât de cât să nu omorâm chiar toate animalele, că altfel nu o să mai avem de unde mâncare. Și... deși cred că m-am și duce pe porci. Aia sunt și sățioși, da, și nu contează așa de mult. Bun, și mi-am partea asta ce avem. Ăsta e cel mai înalt loc de pe tărâm. Ia să vedem. Oleu, și de ce trebuie să fie acolo oi negre? Man, oile alea nu aduc noroc. Ia să vedem. Oi, și încă doi oi. Olei, suntem la 136. Bine, locul ăla e un pic mai înalt, deci undeva la 140. Frumos aici la înălțime, chiar frumos. Oh, ia uite-l pe voinic. Deci aici era. Mă gândeam unde putea să fie. Bro, ce faci aici? Hello. Stai în spate. Sper să nu mă pocnească. Ok, înapoi în spate. Oh, ia uite-l. Salutare. Ia să vedem. Dacă l-omor, ne mai dă un coin? Da, mă, da. Oh, cât de tare. Salut. Hello. Cum stă treaba? Yo, Seven. Spruce. Oh, stai să te invit și pe tine. Dacă tot avem niște spruce, mai plantăm. Chiar nu aveam deloc aici. Nici nu știu dacă avem bărci sau ceva în locul ăsta. Regulă, timpul pentru somn. Că pe aici se spawnează monștri și nu e ok. Ok. Sunt mulți monștri prin partea asta și trebuie să avem zi pe tărâm. Cât se poate. Bagă somn. Ia să vedem. Oh, mai ești tu, Seven? Real? Bănuiesc că... hai că-i dăm atunci așa cum putem. Ok, și am rămas și bune. Mamma mie, mamma mie. Ok, ok. Probleme te. Ce să-i faci? Oh, și deja mi-au crescut un pic uitul ăla. Să dureze destul de mult până ajungem să facem o fermă ca lumea. Nu știu dacă mâncarea o să fie suficientă, ăsta e adevărul. Și s-ar putea să o iau și pe mort curând. Dar vedem. Momentan mai extind aici un fake fermă. Ca dintr-un motiv sau altul nu ne lasă să punem găleți cu apă jos. Mi se pare weird, da. Dacă nu putem să ne facem ferma unde vrem noi. Oh, ia uite, a crescut deja o bucată. Nice, ăla-i. Perfect. Ia uite. Bun, și fii atent, Royale. Sau Ionuțe. Hai să vedem. Deci tu, Ionuț Daniel, îți dau trusted. Și tu ce trebuie să faci e să scrii slash realm accept. Ok? Accept. Și o să ai... perfect. Bravo. Nu a fost nici la mine cea mai bună alegere. Trebuia să sparg un pic pe aici. Că s-ar putea să nu crească copacii. Păi, stai așa. Am o idee. Dacă tot se suplă pe aici niște sapling-uri. Ia să vedem. Facem noi niște ou. Mai mult ou. Și îi facem schema la copaci. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7. Și acum, dacă cresc acești copaci, pur și simplu o să-i putem tăia și să-i fac micuți. Nu o să fie din el. Nice. Hai că începe să crescă pe aici lucrurile. Dai și mie un task. Păi, Seven, cu ce ai vrea să te ocupi? Momentan doar muncitorul pe aici la niște puieți de copaci. Hai să vedem. Oh, Frozen Horse. Hai să te invităm și pe tine, Frozen Horse. Bun, păi ai mai mulți puieți? Stai așa. Că facem atunci, chiar locul ăsta, e perfect. Începem să creștem un copac mai mare. 3 blocuri, 1, 2, 3. Mai plantăm aici și spargem sapling-ul ăsta și o să fie perfect atunci. Avem o mini fermă, să zicem așa. Ei, cred că îi dau mic design de început. Ia să vedem. Să mă gândesc ce vreau să... Așa, perfectos. Așa de început, să avem o mică delimitare. Aici avem zona de oak și vom crește oak. Așa, și atunci... Stai, cât la ăla? Un bloc. Deci trebuie să lăsăm și aici unul. Bun. E, altă viață. Facem aici să fie frumos. Ia uite, asta da. Hai că vreau să arunc o privire până la spawn și să vedem de ce NPC-uri ne putem folosi. Că sunt mega curios. Că sunt NPC-uri la care putem să facem trade-uri și dacă este unul și pentru mâncare ar fi perfect. Ia cu tipii ăștia putem vorbi? Nu putem încă. Ia să vedem. Deci aici e cu lemnul. Și lemnul mă interesează, deci cum stă treaba. Nu aici. Wait, poți să cumperi lemn, dar nu poți să-l vinzi? Poți să-l vinzi și stă un rubin pe 32 de bucăți. Da, dar frunzele... Deși frunze ne-am putea... Sau sapling-uri. O idee destul de bună. O idee chiar foarte bună. Și tu făceai trade cu floricele. Ok, floricele nu prea o ducem, dar încercăm. Ia să vedem pe unde am mai putea face. Chiar pe aici sunt gros din astea legume. Am putea să căutăm un NPC care ne dă mâncare. Da, tipul ăsta plutește. Ce-i chestia asta? What? Ce? M-a speriat că era acolo așa random. Ia mai văd că e ceva pe aici. Ia fi atent. Deci putem? Putem doar cumpăra. Că putem să și vindem, era ceva. Parcă putem să modific spawn-ul cumva. Să ne dea direct aici. Să nu ne tot plimbăm. Ia să vedem ce se întâmplă pe aici, doctore. Ai adus doițe. Frumos. Frumos. Păi stai așa că dacă tot le-ai adus, să le băgăm într-un țarc. Mai facem niște lemn. Bun. Și unde să le punem? Să le punem lângă... Să le punem lângă noi? Stai să mă uit de sus. Cel mai bine să-ți faci o imagine de sus. Ok, bă, noi să facem aici un lucrușor. Că n-aș vrea să le aud non-stop cum behăie. Că la un moment dat și satur de ele. Ok, hai aici cu ele. A mărit ferma. Perfect. Da. Wait, ai reușit să pui apă? Reușit. Hai că pe mine mă las. What? Ok, asta e destul de tare. Damn. Lucruri dubioase se întâmplă. Ca să obții anumite beneficii, trebuie să te folosești de puterea prieteniei. Era deja, nu știu de unde. Interesting. Misterul ăla de apă o să ne bântuie. I mean... Deși, ce cu o să strec un pic materialele? Asta e adevărul. Dar dacă tot nu trebuia să fac dropper, nu m-a dus mintea. Vreau să fac dispenser. Ia că sunt mega curios și craftăm un lever. Dă niște bețe. Lever. Perfect. Ia să testez unde să nu proiese atâta. Punem aici, spre exemplu. Oare merge dispenserul cu ăsta? În partea asta. Trebuie cu fățuca în jos. Stai așa. Dropper, dispenser. Ata. Ok. Oh! Magie! Gata. Ăla-i. Magie! Nu poți să pui cu gălea, dar poți să pui cu dispenserul. Ești genial. Bineînțeles. Aplauze. Mare achievement. Am pus apă. Și o putem și scoate, o putem și pune. E bun. Hai că ne distrăm pe aici. Ce să-i facem? Dacă nu merge cu găleata, ne descurcăm și cu dispenserul. Ok, stați așa băieți. Tata, am descoperit șmecheria asta. Să ne mărim un pic ferma. Și mă gândesc să o facem undeva 2, 3, 4. Și o facem aici. Deci, nu merge. O dăm așa atunci. Ce să-i facem? Altă viață. Let's go. Avem aici un strop de apă. Și mai punem încă unul. 2, așa. Ia, deci 4, 2, 4. Bănuiesc că ar mai merge unul aici. Ia să testăm. Și ne mai dăm o găleată cu apă. Gata. Apă. Imposibilul devine posibil. După ce ne-am despărțit de ceilalți coechipieri, ia să vă arăt ce au mai lucrat ei pe aici. S-au mai extins un pic ferma de copaci, ferma de grâu este deja destul de măricică și cred că o să mă servesc un pic. Mereu e frumos să adun tot ce ai
și să replantez, pentru că avem nevoie de mâncare și, oh, da, baby, asta pot să zic și că îi mâncare. Vreau pâinică din asta bunicică, un steak de pâine. Nu mai bine, pentru că ne tot plângeam de mâncare. Văd că nici animalele nu sunt mai prejos, avem destul de multe vaci și oițe și o găină. Iar momentan, doar un singur membru și-a făcut căsuța. Bun, păi, nu cred că trebuie să stăm și noi degeaba, trebuie un pic să mai lucrăm și noi la tot ce avem aici. Așa că vreau să mă pun un pic la treabă și să încep o sesiune de minat ca lumea, pentru a mă face full diamant. Ca noroc că mina este chiar lângă fermă și hai să coborâm să vedem cum stă treaba. Ia, deci am ajuns în mina asta, mă gândesc că n-ar trebui să ne băgăm tocmai pe monștri. Ei bine, cel mai bine ar fi să continuăm mina și mergem tot în jos până la stratul de diamante. Nu e tocmai stratul de diamante, dar duce într-o mică peșteră, ceea ce ar putea fi util. Hai că iau niște fier, că nu mai am. Și fiind doi creeperi încoace. Eu ce mă fac cu voi, băieți? Ce să mă fac eu cu voi, măi, frumoșilor? Bun, hai că nu vă putem lăsa. Și-a explodat creeperul. Dar cu mare grijă, că nu știu dacă mai este pe aici ceva. Și mai mult fier. Hai că nu strică niciodată. Ok, și totul se duce într-o fundătură. Deci suntem la stratul minus 32, ceea ce nu ne strică foarte rău șansele, pentru că noi vrem să ajungem la stratul minus 56, cred. Oh my god! What? Nici nu am uitat! Oh, let's go! Diamante! Nice! Oh, perfect! Și uite, o venă destul de mare! Ia să vedem câte diamante strângem. 6 diamante! Oh, nu-i rău. Deci chiar nu vine să crezi și deja avem de o căscuță. Ăla-i. Deci, efectiv, aici am găsit diamante. Mă duc mai jos și mai găsesc și aici. Ce se întâmplă? What? Ok. Deci, nu pot să zic că am norocul începătorului, că deja suntem aici de 2 ore. Dar, bro, deja avem 10 diamante. Deci, armura de diamant o să fie super easy de făcut. Și bedrock. Ok, asta o să fie interesant. De aici începe tura de minat. Hai să vedem dacă o să mă țină pickaxe-ul. Am adus unul de rezervă, niște fier. Și acum ne mai trebuie încă vreo 15 diamante, cel puțin. Hai să vedem cât de repede îl putem obține. Lumina zilei, de când o așteptam să o văd. Ho-ho, am strâns aici la materiale. Da, am aici materiale și cred că ar trebui să-mi găsesc un loc de casă înainte de a-mi face armura. Deci mă gândesc să ne stabilim undeva pe această pajiște, cred. Pare destul de ok. Cum o să fie un loc unde o să-și facă și din abonați căsuțe, mă gândesc că cel mai bun loc ar fi să stăm undeva de unde i-am putea vedea pe toți. Deci undeva pe delușorul ăsta, chiar lângă border, eu zic că este locul perfect. Un pic am abrupt, ăsta e adevărul, dar... cred că o să ne descurcăm noi cumva. Sau, uite aici. Oh, altă viață. Mult mai bine. Ne punem aici să fim mai aproape. Pun aici un chest unde îmi las toată pietricica. Cel mai probabil o să am nevoie din ea. Iar acum este în sfârșit timpul să ne facem armurica. Deci prima dată ne facem frumos un chestplate. Bam! Altă viață. Ne facem pantalonaș. Ne facem căscuță și ne facem papucești. Ia să vedem. Bam, bam, bam. Și din nou mai rămas 4 diamante, care cred că aș putea face, cum îi zicem, un pickaxe. Oh, dar stai mă, că eu acum am observat. Avem un nether portal. Wait a minute. Ori ăsta ne deschide calea spre un fortress sau ceva? Hai să aruncăm și aici o privire, acum că suntem echipați.
Și suntem într-un basal delta. Auci, nu prea e bine. Și cu asta, dragilor, cred că o să încheiem acest episod aici. Astea au fost primele 3 ore din Minecraft Multiplayer. Și după cum vedeți, este și un jucător pe acolo. Și-o luat poison, săracu. Dar da, dragilor, sper că v-a plăcut episodul și urmează următoarele 3 ore în care o să ne construim și căsuța.